Omul este realizat sau este dărâmat prin propria lui mână. Atât binele cât și răul, atât Dumnezeu cât și diavolul, se folosește de mâna ta în dreptul vieții tale. Satana nu vine personal să implice sau să pătrundă cu vreun rău în sufletul tău. Te îndeamnă pe tine să faci lucrul acesta împotriva ta însuți. Dumnezeu nu pune cu forța binele sau fericirea sau viața în tine, ci îți arată această ofertă a vieții și te îndeamnă pe tine ca tu însuți apucă viața. Apucă viața veșnică la care ai fost chemat. Apucă nădejdea aceasta. Deci, mâna ta, omul cu mâna lui, este acela care urzește și țese o viață realizată și împlinită sau o viață ruinată și risipită. Știind că așa stau lucrurile și s-a dovedit în atâtea cazuri, este momentul să ne gândim la însemnătatea și la răspunderea deciziilor noastre față de propria noastră viață. Este ușor să blamăm, este ușor să acuzăm, să aruncăm asupra situației sau asupra oamenilor consecințele pe care le hrănim și de care avem parte în viața noastră. Este foarte ușor. Dar singura ființă care trebuie luată în considerație în judecata aceasta, ești tu însuți. Sunt eu însuți. Prin mâna ta vine binele, prin mâna ta vine răul. De aceea Mântuitorul nostru Hristos Iisus a spus: dacă mâna ta dreaptă te face să cazi în păcat, tai-o. Tai-o. Ce însemnează lucrul acesta? Urmărește și vezi unde te duce, unde te duc alegerile tale, unde te duc gândurile tale. Nu este îngăduit nimănui să se amestece în această relație dintre tine și viața ta. Dacă într-adevăr mâna ta nu ar fi avut un impact asupra vieții tale, n-ar fi spus cuvântul lui Dumnezeu figurativ: dacă mâna ta te face să cazi în păcat, tai-o. N-ar fi spus lucrul acesta. A spus lucrul acesta pentru că este adevărat. Mâna ta este aceea care lucrează răul sau binele din viața și ființa ta. Totul este o posibilitate, atât binele cât și răul. În realitate, nu sunt transformate decât prin intermediul tău. Niciodată binele nu poate fi cu adevărat bine dacă nu este produsul alegerii și iubirii tale. Și răul nu poate fi niciodată mai eficient sau mai devastator decât atunci când a câștigat cooperarea ta împotriva ta însuți. De aceea astăzi, ia-ți această clipă de reflecție înaintea lui Dumnezeu, privește-ți viața în lumina prezenței Lui și observă încotro merge drumul ei. Care este prognoza? Care este perspectiva spre care merge ea? Vei înțelege foarte clar lucrul acesta sub această lumină și înțelepciune pe care Duhul lui Dumnezeu o dă. El îți va da putere ca tot ce găsește mâna ta să facă, fă cu toată puterea ta, tot ce găsește mâna ta, bun. Iar tot ceea ce vezi că mâna ta săvârșește rău, taie și leapădă de la tine. Este mai bine să intri în viață, spune Fiul lui Dumnezeu, fără această mână care duce la rău, decât să ai această mână care duce la rău și să te ducă la moarte. Așadar, fiindcă tu ești artizanul destinului vieții tale, iar Dumnezeu așează înaintea ta posibilitățile acestea fără sfârșit ale Harului lui Dumnezeu, alegeți astăzi cui vreți să slujiți, a spus Iosua. Cât despre mine, eu și casa mea vom sluji Domnului.